Recenzorii au obligația să numere câinii și să-i sfătuiască pe proprietari să-i sterilizeze. Dacă aceștia refuză să ofere date despre patrupede, pot ajunge să plătească amenzi de până la 5.000 de lei. În această acțiune este implicată și asociația Save the Dogs, care deține în prezent 2 adăposturi în Cernavodă, în care sunt ocrotiți 450 de câini comunitari. Noi am susținut de foarte mult timp că sterilizarea câinilor de pe stradă și identificarea lor nu reprezintă o rezolvare. Până nu vom ști câte animale sunt cu proprietar și animale să fie identificate pentru a stopa fenomenul de înmulțire și abandon, nu vom putea rezolva problema. Cei mai mulți locuitori cred că recensământul este necesar și spun că astfel vor putea fi mult mai ușor controlați câinii comunitari. Dacă așa a zis că trebuie făcut toată lumea din toată țara, toți câinii trebuie recenzați. Deci e un lucru bun că s-a demarat, da, și la noi. Da. Credeți că se poate stăpâni astfel, nu știu, înmulțirea câinilor și... Înțeles, dacă vor fi toți castrați, va fi bine. E un lucru bun recenzarea câinilor, sigur. La dumneavoastră au ajuns? Au apucat să vină cei cu recensământul? Nu, la noi n-au ajuns. Nu. Noi stăm la bloc oricum. Am înțeles. Deci e un lucru bun că se recenzează. Da. Eu consider că da, bine, un proprietar responsabil putea să o facă și fără recenzare, da. Dar dacă tot se interesează cineva, e un lucru bun. Recensământul câinilor cu stăpân se va derula în Cernavodă și în perioada următoare. Pentru ca totul să decurgă în condiții optime, este necesar și sprijinul cetățenilor care sunt încurajați să nu adăpostească animale comunitare nesterilizate.